Salutare lume, astăzi vreau să încercăm să vă arăt cum puteți ține un diesel după un drum destul de scurt, de exemplu, știți prea bine că trebuie să curățăm turbina și cu toate cele. Pur și simplu, pac frumos, a treia și încep să-i dai. E da, frumos, a treia. Deci o duci cât mai mult, să curgă, de exemplu. Cam așa. Și dai. Bineînțeles, suntem pe o autostradă din Germania și putem să dăm, să-i dăm după aia cât mai mult. Dăm și a șasea, eventual, așa. Suntem la urcare acum, dar asta nu afectează cu nimic. Și păcat că acum trebuie să facă drepitești. Că bineînțeles, să putea și mai bine. Dar am făcut o chestie demonstrativă. Cam așa se curăță turbina, admisia și toate cele a unei mașini diesel. Nu trebuie să ne fie milă, între ghilimele, de ea când o accelerăm. Chestia asta am făcut-o datorită faptului că mi-a zis cineva printr-un comentariu: bă, de ce merge așa cu mașina? De ce merge așa turat cu mașina? Și eu am răspuns printr-un simplu video. I-am arătat așa trebuie mers cu o mașină diesel. Bineînțeles, dacă voi nu sunteți de acord, puteți să-mi spuneți. De ce nu sunteți de acord, bineînțeles? Asta vreau să știu. Și acesta este videoclipul. V-am arătat cum se curăță o mașină diesel după un drum prin oraș, prin drumuri mici, să zicem, în mare. Cam asta este curățarea cea mai bună. Bine, în caz că se înfundă, nu mai trage deloc, atunci da, trebuie umblată la ea, dar dacă este conform standardelor și trebuie doar puțin curățată, cum am curățat-o eu acum în câteva minute. Bine, am mai curățat-o și mai înainte puțin, dar nu trebuie să arăt că merg cu 300 la oră. Fine. Și v-am spus, am fost pe autostradă din Germania și am reușit să o curăț cât de cât. Până data viitoare vă aștept câte mai multe like-uri și să conduceți cât mai prudent.